ar fi un eșec răsunător dacă județul Argeș nu va reuși să se califice cu spital pe fondurile din PNRR, pe acea listă de 25 de spitale, și cred că autoritățile județene au o obligație și o responsabilitate enormă să facă lobby acum și să rezolve administrativ ce n-au făcut până acum. Eu mă aștept de la președintele de Consiliu Județean să fie zilnic la Ministerul Sănătății, să depună hârtii, să mai depună documente și să demonstreze că Argeșul chiar merită ca din fonduri europene, da? Nu dăm noi un leu de aici, dar din fonduri europene să beneficiem de servicii sanitare la nivelul secolului în care trăim, să mă iertați că despre asta vorbim. Sănătatea o plătim, plătim CAS, plătim dări la stat. Ați dar intrat de în ultimii servicii, ani în spitalul județean? Am intrat ultima dată la sfârșitul anului trecut, am intrat în primăvară, din păcate, un tatăl unui coleg, știți că a avut probleme de sănătate și a murit. Da, am intrat. E o plăcere să intri în spitalul județean Argeș? Vă întreb, câți au intrat? Că au intrat mulți. Nu e deloc o plăcere să intri. În general, și poți să fie, știți cum spune românul, Neckerman spitalul, să fie cu condiții de Occident, nu e o plăcere să intri în spital. Dar când vezi cum arată spitalul nostru județean, te iei cu mâinile de cap. Să revin puțin la